Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul Superbet. Astăzi avem un episod cu totul special. Suntem alături de trei fotbaliști de la Farul Constanța, Larie, Ioani și Grameni, și vom face challenge-ul cunoscut pe YouTube, Am N-am. Vă salut, băieți, ce faceți? Salut! Pregătiți de challenge? Știți foarte bine, astăzi trebuie să fiți sinceri, deoarece v-am pregătit câteva întrebări, unele mai simple, altele mai complicate, câteva întrebări capcană, iar voi trebuie să-mi răspundeți dacă ați făcut un lucru sau nu l-ați făcut, da? Pregătiți? Începem? Da. Hai să vedem. Am n-am stat în club până târziu înaintea unui antrenament. Ok, deci Larie a stat. Bun, măcar a fost sincer. Am n-am simulat pentru a obține un penalti. Aici, Ioani, la tine mai greu, așa e. Grameni, tu mai ții minte în ce meci ai făcut asta? La Liga 3, dar nu mai ții minte. A, la Liga 3, am înțeles. La Liga 1, momentan, dar poate cine știe, urmează. Am, n-am spart un geam cu mingea vreodată. Cred că toți am făcut asta, sincer. O întrebare dificilă, mai ales că mai avem și oameni din staff pe lângă noi. Am, n-am chiulit de la un antrenament. A fost în club? Nu. La facultate? A, facultate. A, e ok. Am, n-am mințit o fată. Ok. Am, n-am copiat la școală. Aici pot să ridic și eu, că și eu am, așa că, na. Acum din nou o întrebare capcană. Am, n-am cucerit o fată spunându-i că sunt fotbalist. Larie, te gândești? Ah, ok. Deci toți am. Am, n-am uitat de ziua de naștere a unei persoane importante. Să nu-i spuneți la mulți ani. Nu? Bravo, felicitări! Am, n-am fost popular în liceu. Ca și fotbaliști? Da. Bun, urmează din nou o întrebare capcană. Am, n-am umblat în telefonul iubitei. Cu voia ei sau fără voia ei? Și. Bun! Am, n-am regretat un tatuaj, dacă aveți tatuaje. N-aveți tatuaje sau n-ați regretat? N-aveți. Nici eu n-am. Am, n-am sărutat pe cineva mai celebru decât mine. Aici nu știu după ce să vă las. După numărul de urmăritori de pe Instagram, habar n-am. N-am. Am, n-am plâns la un film. Nu. Și ultima întrebare, am, n-am visat să fiu celebru ca Hagi. Cred că toți am visat asta, așa e. Da. Așadar, acesta a fost episodul de astăzi. Băieții au zis că au fost sinceri 100%, corect? Bun. Nu uitați, dacă v-a plăcut, apăsați acolo pe butonul de like și de subscribe. Noi ne revedem data viitoare cu un alt episod. Pa, pa!